Servus lume, iată că am revenit cu un nou videoclip în 15 fps. Când oamenii n-au despre ce să se lege de videoclip, găsesc tot felul de motive, dar pe mine nu prea mă interesează, că dacă mă interesa nu mai făceam videoclipurile astea. Cum o să vă prezint și achizițiile din piața de vechituri. Va mai urma o scurtă pauză de video, că o să fiu plecat din Cluj, dar cel mai probabil peste 3 săptămâni o să ajung din nou la piața de vechituri, posibil. Na bun, ia să vă arăt ce am cumpărat. Nu sunt așa multe chestii, dar s-au adunat. Să încep cu ceva jocuri. Am luat așa. FIFA Football 2004 pentru PlayStation 1. CD-ul în condiție destul de ok, cu manual. Nu știu că e bine să lege. Da, na. Asta a fost 15 lei. L-am luat împreună cu acest Battlefield la aceeași persoană. Nu prea am găsit jocuri. Astea două și încă unul, o să vi-l arăt și ăla mai târziu. Și acesta a fost tot 15 lei. Și am mai luat de la aceeași persoană Panasonic-ul ăsta, un reportofon, chiar arată foarte bine, în cutie, cu manual, cu casetuța asta de rezervă și chiar e și funcțional, ca noroc. Și mă așteptam să-mi ceară mai mult pe el, dar a fost destul de ieftin. A fost 20 de lei. Am mai uitat după reportofon, tot timpul mi-au cerut prețuri de 100 de lei sau mai știu ce prețuri și toate erau la baterie cu coroziune sau tot felul de probleme estetice. Ăsta e ok, e funcțional. Nu știu ce spune doamna asta aici. Da, e ok. Și super fain. Că e și complet, e fain așa să-l ai în colecție, e complet cu manuale, casetuță, cu cutiuța lui originală. Ăsta a fost 20 de lei. Deci 50 de lei am lăsat la persoana respectivă. Mai luat un joc de PSP. Ăsta ați mai văzut că am luat. Am luat-o de acolo, din același loc, a fost 15 lei, complet, manual. King Kong. Nu mai avea nu știu ce titluri interesante acolo, că le-am cam pescuit eu treptat pe toate. Bun, trecem la partea de muzică. Deci, atâta noroc a avut un prieten cu care mă mai duc. Deci el a găsit toate CD-urile alea mai faine, cu D12, cu Eminem, cred că și Tupac, Nas, urmă de CD-uri cu muzică rap, mă, și eu m-am ales cu Nelly. Nelly. El a găsit alea mai faine, eu, Nelly. Dar încet, încet mă apropii de o discografie completă la Nelly, în format CD. Astea au fost fiecare 10 lei. Cred că în momentul de față mai lipsește un album sau două de-a lui. Și probabil ăla cu primul lui album, Nelly Vil, mai trebuie să-l mai caut, că îi zgâria CD-ul fix la ultimele două melodii. Și deși nu e o zgârietură foarte mare, dar se pare că afectează destul de mult, fix la ultimele două piese. V-am arătat interiorul. Originale.
Astea destul de ok. Astea nu mai știu, e când îs. Din 2004. Astea au fost lansate și ca și box set, ambele albume, și în format casetă, la fel ca și CD-urile, format box set. Destul de interesant. Na bun, mai luat CD cu Snoop Dogg, Ego Trippin', îi sigilat. Ideea e, l-am luat că, na, ediția asta special pentru România, nu știu exact ce înseamnă, poate are mai puține melodii decât originalul, sau poate cântă în limba română. Ăsta a fost mai scump, l-am luat de unde am mai luat și CD-urile anterioare și cele cu Guess Who, nu mai știu exact care. Așa, ăsta a fost 40 de lei. Da, am zis că dacă tot e sigilat, nu merită banii ăștia. Așa. Cam asta a fost partea de muzică. Să trec la partea de console. Deci dacă am avut celular până acum, am și pistol. Una dintre achiziții, dintre cumpărături. Acest pistol Namco pentru PlayStation 1. Mă așteptam să fie compatibil cu toate jocurile de PlayStation 2, dar nu e. La cine am luat, am spus că e funcțional. A spus că e funcțional și poate peste vreo câteva săptămâni mă mai rezolvă de o consolă. Da, vedem, dacă nu uită, că e mult 3 săptămâni. Ăsta a fost 80 de lei. Mai găsiți pe OLX unul la 90 de lei dacă vreți să vă luați și voi unul. Așa, apropo de jocuri, vedeți că sunt la reducere pe Media Galaxy, la prețuri destul de ok. God of War, 40 de lei pentru PlayStation 4 și nu mai știu exact care din... scapă numele acum la joc, tot la 40. Forbidden West, parcă Horizon Zero Dawn, dar nu mai știu care dintre ele, tot la 40 de lei, dacă vreți să le puneți la colecție. Na bun, asta e cam una dintre ultimele achiziții, de fapt a fost și ultima pe ziua respectivă, 80 de lei. O să văd dacă am cu ce să-l testez, deși nu prea am jocuri de PlayStation 2 și de PlayStation 1 chiar deloc. Vedem. Așa. Și ultimele achiziții au fost, de fapt, ultimele achiziții sunt primele achiziții pe ziua respectivă. A fost acest controller de Xbox original. Și l-am luat împreună cu cele două console care le-ați văzut în videoclipul de test. Că nici nu le-am curățat ca lumea când n-am avut timp. Asta e una din ele, dar foarte interesant, nici nu m-am uitat pe ele până acum. E printre primele modele și e făcută în Ungaria. Deci la asta chiar nu mă așteptam, nu m-am uitat. Vezi să văd care unde sunt făcute, trebuie să mă uit și pe celelalte să văd. Asta e consola care nu-i modată, deși nu poți să-ți dai seama așa după ele că seamănă la fel. Astea sunt foarte asemănătoare, nu diferă modelele între ele, numai după data fabricației poți să-ți dai seama. Asta e din 2002 și ce grei. Asta e cea modată. Asta e făcută în China. Asta e un model mai recent, e din 2004. Și asta e cea modată. Am spus că n-ai cum să-ți dai seama așa. Da, se vede că a fost umblat în interior în ambele, că e desfăcut aici la șurub. Cam acestea au fost ultimele achiziții.
m-am spus, au fost primele cumpărate de dimineață, au fost 120 de lei în total cu tot cu controller, am avut noroc să o găsesc pe asta modată, deși și celelalte două care le mai am sunt ambele modate, să văd ce o să fac până la urmă cu ele, trebuie să le curăț. Cam ăsta a fost episodul, astea au fost achizițiile. Mersi de vizionare și ne vedem peste ceva timp cu noi videouri. Salut!